Suntem cu câteva minute înainte de începerea spectacolului Interesul General de Aurel Baranga. Ce impresie are un autor înaintea premierei? Înaintea premierii, un autor nu are impresii, are extrasistole și migrene. Și asta vă pot declara în deplină conștiință. Sunt la a 12-a premieră și am exact aceleași emoții ca la debut. Pentru că, vedeți dumneavoastră, aici s-a cheltuit o muncă uriașă. Iar eu, în calitatea mea de autor și în același timp de regizor al spectacolului, port întreaga răspundere a reprezentației. Tot ce se va vedea aici, bun și realizat, aparține actorilor. Tot ce nu este realizat, tot ce este mediocru sau insuficient, mă privește pe mine. Eu vă doresc succes și în același timp doresc succes întregii trupe de actori. Vă mulțumesc emoționat. Cara Petrache! Cara Petrache, fi demn! Cara Petrache! Cara Petrache, dragă, dă-mi voie să te sărut, mea băiat! Te sărut pentru că nu știu cum să spun ziua pe care o trăiesc acum. Este și o încunoare mea, am crezut în tine. Mă, băiatule, mă! Mă, băiatule, mă! Eu am văzut în tine propriile mele speranțe ajunse, nu știu cum să spun, la împlinirea lor. Tovarășe, Hristaie, mă copreșit. Sigur, evident, negreșit, fără îndoială. Dreapta asta, ministru adjunct, ți se cuvenea. Și acum, pentru că faptul e consumat, nu pentru că aș aștepta din partea ta un semn de recunoștință, pentru că recunoștința, nu știu cum să spun, e o floare atât de rară că nu o mai găsești nicăieri. Eu pot să-ți spun, n-a fost prilej, n-a fost ocazie pe care s-o ratez și să nu spun în valoare meritele care pe dragi, ziceam. Are niște calități pe care rar le găsești adunate într-o singură persoană. Vă rog să le primiți, lac de apă sunt, lac de apă, t-am fugit să vă aduc vestea asta că... Tovarășe Hrisanide, sunt obligat să recunosc. Dumneavoastră a fost primul care m-ați ajutat. Aș fi un ingrasul, eu am luat de la dumneavoastră tot ce a fost mai bun. Așa este, așa este. Spiritul de organizare, de perseverență, de tenacitate, disciplină în muncă. Cine mai stimează astăzi asemenea merite?